câteva cunoștințe, lor ziua începutul an școlar și cum să-ți zici în popor, cu Doamne ajută. Și să binecuvinteze Domnul ziua aceasta și cele 9 luni în care copilașii au să studieze și cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acesta a vieții. Dumnezeu să ne ajute. Da, da. Părinte, vă rugăm să veniți pe la noi. Amin! Iată și de scaunul. Iată și de scaunul. Scaunul? Da. Cu care la școală ai? Iată, bă, am ușa aia de sfidit. Ați vă aducă? Da. Bună. Deci o să iei educatoare, de ce o să iei, da? De la grădiniță. Da, da. La de murdărie, școală de cum? Școală! De murdărie? Școală de murdărie! Am luat cioare îmi acolo. Am o primadă, dar tu urmă. Ia că ai țază de pe ăsta, întapă-mi! Băi, Cătălien, tu vrei la școală? Vrei la școală? Da! Vrei de cum vrei tu, mă la joacă. Băi, Mihai, trebuie băieță pe care l-au crescut, mă trebuie, mi-am mai mică. Un splorli. Ce-i făcut voi vara asta? Ia uite, Dorin, ia uite așa la pietre. Stai-ți nan, stai-ți băniș. E ca și mai păcătos. Florina și Irina, da? Îi sperează de pe Mihai. Am zis băiatul ăia cu... Care e Maria? Stop! Și așa mai faci și gâța. Nu poți singură, da? Îi gratez mărit de te-i face gâța. Să vă rămâne tot în capul cel mai important.
Ладно, что я părinți, stimați musafiri, permiteți-mi ca careul solemn, închinat zilei de 1 septembrie, să-l considerăm deschis. Pentru onorarea drapelului de stat al Republicii Moldova, elevi, aliniere, drepți, garda de onoare, introduceți drapelul la careu. Noua din calendarul timpului. A trecut ca clipile vacanța frumoasă și iată ne-a ajuns la un început de nou an școlar. Cu atâta nerăbdare au așteptat aceste clipe elevii claselor întâi, ce astăzi au pășit pragul școlii. Au intrat în școală pentru a face puțină cunoștință cu ea și stau în așteptare pentru a invita la primul lor careu. Deci, cu aplauze, să-i încurajăm și să-i invităm la careul nostru. Cu putite, mă deprind și mă tată merg la școală să fac clipi și mă fiu. Mult stimate director Vasile Andrei, stimați profesori, părinți și dragi elevi, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, se pune început bun, început de cale, cu binecuvântarea celui de sus pentru cele 9 luni care aveți de parcurs zi de zi pentru a învăța cuvântul civil și cuvântul lui Dumnezeu. Se cuvine ca fiecare să-și deschidă larg sufletul și inima pentru a-i cere acoperire de la Dumnezeu, pentru ca să fie zilele binecuvântate și nu în zadar să fie această osteneală. Ca să puteți învăța materialul care vă stă înainte, vă stă în față. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă să-l faci, vă să-l ani,
iubire de oameni, la mai mult și la mai mare. Doamne să ne mulțumim! Stimați părinți, oaspeți, copii, într-adevăr, astăzi este o sărbătoare mare. Principala sărbătoare este pentru micuții clasei a întâia, care vor sta la startul cunoștințelor, vor încerca și ei să devină tot atât de mari ca și toți ceilalți elevi. Mă adresez. Deci este un an dornic care ați așteptat foarte mult această zi, pe parcurs un pedigree, ați mai crescut, v-ați mai maturizat, se începe un nou an de studii, cu noi obiecte, cu noi greutăți, care trebuie împreună cu părinții, corpul didactic și voi împreună să le înveți toate aceste greutăți. Adresându-mă către pedagogi, doresc la toți sănătate, răbdare, succese, succese mari, dar rezultatul acestor succese depinde de munca noastră care am depus-o. Deci, de parcursul anului trecut, din rândurile cadrelor didactice, au susținut la gradul didactic, deci îmi dați voie să le mănesc certificatele de susținere a gradului didactice vorbătorilor pedagogici. Certificat de conferire a gradului didactic 1 se mânează doamne Dan Iulia. Certificat de gradul 2 se mânează profesorul de istorie Barbanou Ion. De gradul 2 se mânează profesoară de limbă și literatură rusă Burlacu Ludmila. Viera. Pane, în spate, ce-și îndreaptă pașii nesigur spre ușile școlilor. Numai puțin îngrijorate sunt și educatoarele ce i-au adus pe acești micuți la primul lor careu. Cuvânt se oferă educatoarei doamnei Jujarski. Dragii mei, am o deosebită plăcere să-i văd astăzi pe elevii claselor întâi, pentru prima dată cu ghiozdanele în spate, așteptând prima zi de școală. Sper eu că această zi vă va rămâne ca o amintire plăcută în viață. Mă despart de discipolii mei pentru ca astăzi să reiau o nouă promoție de elevi, dar mă bucur deoarece văd că soarele înțelepciunii strălucește în ochii tuturor copiilor, de aceea curtea școlii este inundată de o lumină deosebită, cea a spiritului. Astăzi acești micuți de acum vor fi nu micuți, de acum elevi. Amintesc de culori, sentimente, emoții, cântec, lacrima ascunsă printre gene. Răvășirea de amintire o au mamele ce privesc cu bucurie și mândrie la odrasele lor ce abia se văd de după buchetele de flori. Îi petrec în timpul înțelepciunii. Cuvântul se oferă unei mame, fiul care a venit în clasa întâi, doamna Odajiu Viorica. Dragi pedagogi, elevi și numai decât părinți care stau aici în jurul nostru. Astăzi ne-am adunat aici în ograda școlii pentru ca să umplem din nou această ogradă cu mireazma florilor de toamnă. Retrăiesc, știți, aceleași emoții pe care le-am retrăit mulți ani în urmă pe când am pășit pentru prima dată pragul acestei școli. Mai târziu, când vă alegeți profesia pe care doriți să o cuceriți. Deci, îmi permiteți din partea tuturor părinților să vă felicit, dragi elevi, cu începutul noului an școlar, care sper că o să vă aducă cât mai multe cunoștințe. Vă doresc să iubiți cât mai mult părinții, să vă iubiți pedagogii, să-i stimați,
pentru că pedagogii care stau în jurul vostru sunt aceiași părinți care vă îndrumă întotdeauna numai de bine și vă dau sfaturi numai care o să, de cele sfaturi care o să vă ajute toată viața. Părinții, profesorilor și învățătorilor, aș vrea să le doresc multe, multe sănătate. Aș vrea să le doresc mare răbdare și aș vrea să le mai doresc. Noi, elevii claselor mari, privim la elevii claselor întâia. Ne copleșesc amintirile, parcă mai ieri eram și noi așa, micuți, timiți, dar bucuroși, de nou ce ne așteaptă. Cu cuvinte adresate vouă, picilor dintre întâia, vine clasa 11. Astăzi pentru voi este o zi de neuitat. Se deschid ușile în marea lume a științei. Pășiți de sine stătător, vă așteaptă înălțimi ce trebuie cucerite. Trinchetul zglobiu de clopoțel ne anunță că au rămas în urmă acele clipe frumoase de vacanță. Pentru noi poate fi un sunet obișnuit, iar pentru ei micuți din fața noastră e primul glas de sunet. Onoare de a da primul sunet se oferă elevului clasei 11-a lui Pan Andrian și ele... Sigur că clopoțelul sună mai tare, dar fiindcă Lenuța nu prea are experiență, cu timp o să o învăța ea da sunet clopoțelul. Este redcă. Iar acum mi se oferă cuvântul musafirul. Din partea Direcției Învățământ Căușeni, din partea Consiliului Raional și din partea Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Poezia se numește Septembrie Salut. La revedere, vară, Septembrie Salut. Noi mici am fost până astăzi și iată am crescut. Poezia se numește Știu, iubită educătoare. Știu, iubită educătoare, că aminte-mi să rămâi. Când eu trec în clasa întâi, iar tu mergi în grupa mare. Am simțit în orice clipă, căci tu ești sora mea mai mare. Te-am știut mereu aproape când n-ai pus la vreo încercare. Iar acum la despărțire tuturor ți-nțeles spun, cu căldure și iubire m-ai dus tu pe drumul bun. Poezie se numește Septembrie Salut. La revedere, vară, Septembrie Salut. Mai mici am fost până astăzi, dar iată am crescut. Pleacă peste calăptare și torile se tăpiesc în zare. Codrin scutere vișmântul, tot mai rece suflu vântul. N-am cumpărat de tace, cât scria Nicolarace. Și caiete cărți salvu, că sunt cel școlar de acum. Clopoțelule se-l sună și în clasă ne adun. Stăm cu toții în picioare, între prima învățătoare. Am aflat cuvântul magic, e cuvântul nostru meu, îl rostesc pornit din suflet, am ajuns să-l îndrăgesc. Un copil vezi bine cât e de mecuț, azi la școală vine cu un ghiuzdan ouț. Vine întâia oară, mâna duce o floare, iar pe scări coboară prima învățătoare. Am venit la școală ca să învăț să scrie. Mama, pace, soare, doar prietenie. Am venit... 1, 2, 3, toți aici sunt prietenii mei. Prieteni, prieteni. 1, 2, 3, toți aici sunt prietenii mei. Oh, yeah.
frumoasă. Îmi permiteți să vă salut toți și să vă spun că sunt foarte bucuroasă că mă aflu astăzi aici, că vă văd pe toți sănătoși, vioi, energici, frumoși și dorința mea e ca să vă văd până la sfârșit așa. Și succese în toate. Ați primit în sânul familiei voastre niște frățiori și surioare mai mici. În ei își pun toată speranța părinții astăzi când îi privesc că fac primul pas în lumea cunoștințelor. E un pas greu, anevoios și cere ca să fie susținut și de voi. Frățiorii mei mari, surioare... Elevi, aliniere, drepți, garda de onoare, scoateți drapelul de la careu. A luat sfârșit. Dar să nu uităm că cu ochi nerăbdători stau picii dintre întâia și așteaptă pentru a fi duși în clase și a fi așezați în bănci. De prima zi de școală pentru noi copii, dacă sunt, dar nu ies la ideală, unele probleme care nu au apărut în clasă, atunci...
приглашать всех вас в Фиатен Адриана, через зайдешь с Фиатен до лекции, шьезды опущу вам в последний. Проблем сожужена в конфликте, девающий паркур совсем подвуали на интимный мой пять шансы, поставь партию. Все парки кожмати день времени, когда я делаю все акасы до помазы, кожмати и кумластор. Мы с ним на еда. Шедак акасы, два зубы, а то есть спи и боль. Настя, внутрь пибанки шатер, шлезный пус. Спи и боль, сосколки шелашпалы. А ești care a fost la grădiniță, cred că știu, regulile date de comportare, ești care nu a fost, a se deprindem așa de la început la toți și așa să fie și la noi. Probleme n-o să fie. Rechizitele școlare care necesare trebuie să le avem, plus la asta avem de cumpărat între două cărți. Un test la matematică și un model de scris la abecedar. Modelul eu l-am, deci nu e așa trebuie. Testul costă 13 lei, dar modelul 12, eu nu știu dacă... Cum răi? M-a ofensat. No. Dați de bănuit că noi n-am educat deloc elevii ăștia. Nu știu cum, clasa a 5, a 6, a 7. Nu știu cum am eu, dar aici la întâi am eu rău. Eu vreau să-mi doresc un început de an cu succese mari. În primul rând să fim sănătoși.